Marcel Ciolacu nu renunță la ideea impozitării progresive. Premierul spune că ar trebui să fie impozitați suplimentar cei cu venituri excepționale. Vom încerca să înțelegem ce înseamnă venituri excepționale și de ce i-a luat guvernul în colimator pe românii care muncesc mai mult și deci câștigă mai mult. La început vedem declarația făcută în urmă cu puțin timp la Biroul Electoral Central. Marcel Ciolacu n-a fost întrebat doar de strategii de campanie, a fost întrebat ce are de gând să facă în legătură cu inflația galopantă, dar, surpriză, premierul vede partea plină a paharului. Dacă ne uităm la cifre, da. Și cu adevărat trebuie făcut acest transfer către nivelul de trai al românilor, care a fost afectat de o inflație foarte mare. Avem un trend de descreștere a inflației, mai mult ca sigur în sfârșitul anului, pe septembrie, vom intra cu o inflație de sub 5%. Se va cunoaște imediat în nivelul de trai. Am continuat și la energie, am plafonat prețurile la alimentele de bază, o să venim mai mult ca sigur cu o plafonare de adaus la produsele românești. E clar, premierul trăiește în partea însorită a țării, acolo unde energia e ieftină, unde alimentele au prețuri plafonate. Îi mulțumesc foarte mult domnului Gabriel Biriș, consultant fiscal. Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc mult de tot pentru invitație. E vineri, după amiază, e soare și ne face bine din când în când e campanie electorală. Da, să punem așa ca un podcast, ca un fel de mantră ce ne zice Marcel Ciolacu, energia plafonată, prețurile alimentelor plafonate. Dar e suficient să ne cumpărăm niște fructe sau nu știu ce de la supermarket, să ne întristăm dintr-o dată. Da, acum sunt și lucruri bune. Nu trebuie să vorbim doar de lucrurile rele. Sunt și lucruri bune care s-au întâmplat. Da, uite, de exemplu, la energie. Spuneți-mi ceva bun în materie de prețuri. Altceva bun. Altă întrebare. Da. Deci, la energie, anul în 2022, la gaze, prețurile medii erau undeva în jur de 150 de euro. Între timp au scăzut până sub 20 de euro megavatul. Din păcate, însă, plafonarea acționează, au scăzut mult sub prețurile plafonate. Și prețurile astea plafonate acționează ca un indicator de preț. Practic, ele au scăzut, dar au rămas. Au rămas unde? Unde e plafonat? Eu sunt de dreapta și consider că piața are și ea rolul ei. În momentul în care, și am avut exemplu Ungarii, care a avut mari probleme cu plafonările la prețuri, la noi s-a plafonat la prețurile la energie. Între timp piețele au scăzut mult sub prețul ăla. N-au scăzut plafonarea și prețurile. A rămas sus, da. Plafonăm adaosul la produsele românești. Păi și cum facem? Dacă adaosurile astea afectează producătorii români, înlocuim producția internă cu producție de import, unde n-ai prețuri plafonate? Păi, au plafonat, țin minte, niște struguri din Peru fără sâmburi. Am văzut că era preț plafonat de guvern. Nu cred că asta e soluția. Acum... din păcate, foarte, 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 foarte multe probleme avem pe începutul acesta de an cu interpretarea, încă găsim tot felul de capcane, interpretarea legislației fiscale noi, care a fost introdusă de la 1 ianuarie. La micro-întreprindere ați văzut că după ce în 2017 s-a dus la cer plafonul și părea că curge laptele și mierea prin România. Eu am atras atenția că majorarea la 1 milion de euro de la 100 de mii, 500 și apoi 1 milion și eliminarea consultanței și managementului pentru restricție și cu privire la consultanță și management va fi sfârșitul micro-întreprinderilor. Între timp, că să nu uităm, în 2016 România îndeplinea toate condițiile de aderare la zona euro, inclusiv în ceea ce privește deficitul bugetar. Eram în... Dar n-am vrut, domnul Biriș. Sunt multe de discutat aici. Da? S-a ajuns la fondul sacului. Anul trecut, în 2022, am avut primele modificări majore prin ordonanța 16, care, să nu uităm, a venit și s-a inspirat în mare măsură dintr-un studiu publicat pe site-ul Consiliului Fiscal, în care am avut onoarea, deși nu sunt economist, să fac parte. Sunt 20 de oameni care
a căror experiență și teoretică și practică e de netăgătuit, care au atras atenția și au propus niște soluții. Dintre soluții era revenirea, erau și inclusiv revenirea la status quo din 2017, care a fost stricat. Astea sunt chestii modificat, care pentru oameni ar putea să pară da, tehnice. Da, dar au modificat, gândiți-vă, au modificat odată la micro. Pe unii a afectat, alții s-au repliat, că n-au fost în stare să ducă ideea până la capăt. Ca așa e când n-ai practică. După care au modificat din nou început de anul trecut, prin ordonanța Trenuleț 115. N-a fost suficient. De ce? Pentru că au introdus conceptul ăla nefericit de întreprinderi legate, pe care nu înțeleg, niciun fiscalist nu știa să-l, mai ales inspectorii, nu știau cum să-l aplice, ca să nu mai vorbim de contribuabili, că aici vorbim de contribuabili mici în general. Mi era mie foarte greu și nu puteam singur, trebuia să-i întreb pe colegii de la concurență și antitrust, ca să înțeleg ce înseamnă companii legate. Au modificat-o din nou acum, cu efect retroactiv. Și știți că în emisiunea de săptămâna trecută am fost oripilat de declarațiile ministrului, care pur și simplu a instigat ANAF-ul să comită, să încalce legea. Pe care tot domnia era asta vorba a făcut despre afacerile de familie. Exact. Că, deci, în declarația respectivă, domnul ministru spunea că a dat instrucțiunea ANAF-ului să controleze micro-întreprinderile deținute de soț-soție. Păi, oameni buni, România e stat de drept. Cel puțin așa scrie în Constituție. Bine, acolo spune și că legea nu se aplică retroactiv, dar pare că a devenit opțional. Spune legea făcută de domnul ministru că se referă, analiza se face la dețineri directe sau indirecte. Nu spune nimic de afiliați. Și acum, cum îți permiți tu, ministru, să dai o instrucțiune unei instituții de forță să controleze ceva ce nu e în lege? Păi asta e abuz în serviciu. Și ce a făcut domnul ministru? Instigare la comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. Au început controlele din informațiile noastre? Nu cred. Și iarăși, asta arată că... că n-au din habar păcate, despre ce vorbesc. Din păcate, vorbim de mize mici. Păi România are 9 miliarde de euro gaură la TVA numai în 2021. A rezolvat problema asta. Roie factura, pare că bate pasul, mă rog, se va implementa de la 1 ianuarie. Da. Dar cum poate să reducă evaziunea un sistem care, by the way, e folosit doar de cei care îl foloseau și înainte, că cei care nu emit facturi, nu emit facturi. Evident. Da? Care nici măcar nu e 360 de grade. Adică unde-i frauda mare la noi? La intern? Eu zic că nu. Eu zic că e la achiziții intracomunitare și la exporturi. Ori astea nu sunt introduse în roie factura. Cum poate să funcționeze când nu e rotund sistemul? Tot felul de idei care sunt rupte de practică, care ne creează dificultăți și nouă și contribuabile, ne creează costuri uriașe. Din păcate, Ministerul de Finanțe a devenit extrem de opac. Nu se mai organizează consultări cu specialiștii. Și vă spun că de-a lungul timpului, de când ministrul Tănăsescu, în 2003, când s-a făcut codul fiscal, nou, primul cod fiscal, a deschis porțile pentru consultări, atunci când au fost consultări, n-au fost probleme. De ce? Pentru că noi venim și cu experiență teoretică și cu experiență practică. Ultima oară, ministru, ce vă spuneați punctul de vedere? Și pro bono, că nu ne plătea nimeni. În momentul în care vin cu prevederi negândite peste noapte, apar tot felul de absurdități. Da? Dați-mi voie să-l salut pe Constantin Rudnitski, este în legătură telefonică directă. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, bună ziua. Constantin Rudnitski, sunt multe de discutat, dar aș vrea să mă întorc la această declarație a domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu spune, domnule, n-am niciun fel de obsesie cu această impozitare progresivă, dar dacă oamenii câștigă venituri excepționale, atunci să impozităm progresiv. Acum vorbeam și cu domnul Biriș mai devreme, ce înseamnă venituri excepționale? Și de ce insistă premierul ca, să zicem, în cazul românilor care muncesc mai mult, au mai multe slujbe, să impună această impozitare progresivă? Insistă pentru că crede că va încasa mai mulți bani la buget și că va face și justiție socială, cum se spune. Oamenii care muncesc mai mult. Da. Aici ne referim, sigur, la impozitare mai mare pentru cei care câștigă mai mult. Nu știu, povestea cu venituri excepționale, cred că ar trebui să o scoată un pic din discuție, că altceva n-am definit-o. Nu știu, domnul Birș o să ne spună dacă legea definește în un fel
ideea asta de venituri excepționale, deci cred că ar trebui să fie mai cinstit și să spună, domnule, cei care, de fapt s-a mai spus, cei care câștigă mai mult să plătească mai mult, ei de fapt plătim chiar mai mult acum, pentru că, să zicem, nu știu, 10, 12, 16% cât vreți să punem, înseamnă mai mult când ai un venit de, să zicem, 10.000 de lei pe lună decât când ai un venit de 3.000 de lei pe lună. E o temă care a împărțit deja în două tabere, atât economiștii cât și politicienii. Dar și coaliția, că cei de la PNL spun faceți impozitare progresivă, da, linie roșie, plecăm. Cu excepția ministrului de finanțe liberal, care spune că din 2025 vom avea cote progresive, ca și a zis Banca Mondială și FMI. A, când nu le convine ceva, adică domnul au nevoie de alibi. Boloș, domnul ministru Boloș a dat-o ca o fapt. Domnul Ciolacu este mult mai echilibrat. Ce înseamnă că venituri excepționale, domnul Biriș? Ne interesează, că sunt oameni care există, muncesc mai definit, mult. Nu e definit. Ce înseamnă venit excepțional? Uite, de exemplu, poți să spui că venituri excepționale sunt câștigurile de pe bursă. Când îți crește piața sau se întâmplă ceva. Păi alea le-au reglementat anul trecut, că sunt impozitate cu 1%. Păi alea sunt impozitate aparte. Haide, asta cred, și vă mulțumesc mult de tot că ați deschis subiectul ăsta. Pentru că e un subiect care e de interes pentru toți. Pentru toți românii. Și în special pentru aceia dintre noi care am decis că nu trebuie să trăim degeaba. Și că trebuie să investim în educația noastră, să muncim serios, să producem cât mai mult. Pentru noi, familia noastră și, evident, proporțional, să ne plătim impozitele și contribuțiile la buget. Să ne aducem că dacă nu te uiți, nu știi, știi istoria, riști să repeți greșelile. Noi am avut cote progresive până în 2004. Uh-huh. În 2003, ministrul, i-am pomenit numele mai devreme, ministrul Tănăsescu a venit cu ideea cotei unice de 22%, pe care la vremea respectivă domnul Florin Georgescu a criticat-o foarte tare. Președintele de atunci, probabil că a smuțit sindicatele, au sărit sindicatele în cârca dânsului, s-a terminat. Și așa a ajuns domnul Băsescu președinte. Pentru că dacă făcea Tănăsescu cota unică de 22%, nu mai era un subiect de discuție, decât eventual reducerea lui. În 2004, am făcut o analiză, că de ce spun că trebuie să ne uităm în istorie. Vor mai mulți bani la buget. Sigur, dacă ne uităm astăzi la cât aduce cota, impostul pe venit, cota unică, din PIB, e foarte puțin, 2,2%, 2,1%. Dar de ce așa? Așa a fost tot timpul, oare? Nu. Deci până în 2004, cota progresivă între 18-40%, dar aplicată doar pe muncă. Și deși în campania electorală atunci PSD a spus că de cota unică beneficiază bogații, nu era așa. De cota unică beneficia clasa mijlocie, adică oamenii harnici. Adică ăștia striviți acum. Pentru că doar pe muncă se plăteau cote progresive. Oamenii bogați erau bogați din ce? Din speculații imobiliare, neimpozitate. Din câștiguri de capital, adică bursă, 1%, adică inclusiv bursă, 1% impozitare, sau din dividende, 5%. Ne referim la bogații legali. Da, evident nu vorbim de restul, că nici acolo nu fac nimic. La furturi, da. Nici acolo nu fac nimic, că am văzut. Acel sistem de impozitare complet injust a adus pe 5 ani o medie de 2,8% din PIB. S-a introdus cota unică, din păcate atunci când s-a introdus cota unică, și pot să vă spun că am fost acolo, sunt coautor al programului PNL-PD cu cota unică, unii și-au adus aminte, și era ministru de finanțe și a avut un cuvânt de spus, fusese numit, și-a adus aminte care bani pe bursă și aia nu trebuiau impozitați cu 16%, alții că făceau tranzacții imobiliare și de ce să impozitate, trebuie stimulat. Da? Și n-a fost impozitat, alții că făceau mijmașuri cu micro-întreprinderi și nu au lăsat să definim ce înseamnă activități dependente și independente. Și normal că au scăzut veniturile până pe la vreo 2,3 de la 2,8. După care în 2005-2006 au făcut niște corecții și în special în 2006 au fost eliminate micro-întreprinderile care erau folosite, că nu era limitarea la consultanță și management. Și cota unică a început să aducă peste 3,3. După care 11 ani de zile a adus între 3,3% din PIB și 3,5% din PIB. O medie de 3,36. Eu am făcut studiul ăsta, este deja în media. Dacă compar 3,36 cu 2,8, sunt 20% în plus. Din 2018, normal că au scăzut foarte mult veniturile. De ce? Pentru că domnul Dragnea și compania, când au decis să mute contribuțiile de la angajator la angajat,
Revoluția fiscală. Uh-huh. Mai țineți minte, a fost motivul pentru care eu mi-am dat demisia din guvernul Cioloș, că l-au răzgândit. Eu m-am dus în guvernul Cioloș ca să reformăm impozitarea muncii. Să nu mai conteze cum câștigăm, adică pe ce tip de contracte, ci doar cât câștigăm, plafonând baza de calcul pe suma contribuției. Au zis atunci că strădător, că sunt fascist, în fine, l-au răzgândit pe domnul Cioloș și pe doamna Dragu și m-am retras, că aveam treabă. La vremea când au introdus... Când spuneți l-au răzgândit din nou, cine l-a... Păi l-au răzgândit, cum poți să zici că nu știi de un proiect? Cine i-a răzgândit? Păi colegii lui din guvern, că doar în guvernul ăla pare că numai eu am crezut că era tehnocrat. Că toți de acolo s-au dus în politică. Când s-a făcut un an mai târziu, așa zisa revoluție fiscală, s-a crescut CAS-ul de la 21% la 25%, CAS-ul de la 8,8% la 10% și în compensație s-a redus cota unică la 10%. Păi normal că dacă scazi de la 16% la 10%, 40%. Îți scad veniturile. După care anul următor au mai scutit jumătate de milion de angajați din construcții și producția de materiale de construcții, bulversând tot sistemul. Pentru că după aia au început să le ia înapoi. Dar le-au mărit și salariile minime. În momentul în care a făcut chestia asta, a mai scăzut un pic. De atunci au mai făcut niște corecții și a crescut de la 2,1 la 2,2. Dar noi avem veniturile astea mici din ce cauză? Din cauză, nu că ar fi scăzut fiscalitatea pe muncă. Nu! Pentru că în momentul în care tu scazi impozitul, dar crești contribuțiile, ce au făcut? Au mutat o parte din bugetul de stat, ăsta la care se tot referă, că e prea mic, în bugetul de pensii. Auzi că avem bani, că suntem bogați și avem bani de creștere a pensiilor și de aici deficitele pe care în creștere, practic au luat aceiași bani de la oameni. Dar acum lumea zice, adică politicienii noștri se uită doar la 2,1% și știi că e prea puțin. Da, e prea puțin. Hai să reparăm ce s-a stricat. Și acel 3,3%, dacă se impozitau corect toate veniturile, se putea duce în 4. Și se poate duce și acum în 4, dar scăzând contribuțiile. Deci, mă întorc la întrebarea ce înseamnă venit excepțional și de ce face referire Ciolacul la de chestia asta? Deci, cum am putea noi să... Cum aș putea eu sau domnul Rudnitski să răspundem la această întrebare când n-am văzut ce înțelege domnul prim-ministru prin venituri excepționale? Nu știu, dacă cineva are un salariu de 10.000 de euro pe lună, e venit excepțional? Nu știu. Poate să fie venit excepțional doar un venit obținut dintr-o anumită distorsiune a pieței. Cum am avut piața energiei? Când a venit și Comisia cu regulamentul acela de supraimpozitare a veniturilor excepționale. Sau poate să fie un venit excepțional, cum am avut în 2013, veniturile obținute de companiile din sectorul gazelor, din liberalizarea prețului la gaze, care și aia e discutabilă, dar nu discutăm despre asta acum. Alea sunt venituri excepționale. Nu faptul că eu muncesc și în mod constant obțin un venit, fie din salariu, fie din activități independente, semnificativ peste medie, că ăla nu e excepțional. Și în momentul în care vorbești de o categorie de excepțional și nu o reglementezi, cum o aplici? Că cineva trebuie să și verifice cum considerăm noi că trebuie aplicată legea. Deci, eu sunt convins, așa cum am avut șansa să-l cunosc pe domnul prim-ministru Ciolacu, că este o declarație de campanie. Și declarațiile din campanie ale politicienilor trebuie privite în acest context. Domnia sa a avut-o, spre deosebire de ministrul liberal de la finanțe, domnul Boloș, a avut o atitudine mult mai echilibrată. Deci, înainte să spună lucrul ăsta, a spunea, trebuie să ne hotărâm. Mergem pe cotă unică fără excepții sau mergem pe cote progresive? Eu fac o promisiune publică și o să o se materializeze. Lucrăm în momentul de față la un studiu cu colegii de la Tax Institute în care să arătăm care sunt problemele, care sunt soluțiile și să venim și cu niște scenarii de reformă. Pentru că da, sunt perfect de acord și cred că mult înainte să vorbească politicienii de asta,
de lucrul ăsta. Avem nevoie de o reformă serioasă. Domnul Biriș, dați-mi voie să nu fiu atât de liniștită cum sunteți dumneavoastră. Nu sunt liniștit, sunt îngrijorat. Dar găsit citatul domnului Ciolacu, zice așa: n-am vorbit niciodată, nu sunt un fan al impozitării progresive, n-am vorbit despre impozitarea progresivă a salariului. Am spus de vreo 100 de ori că nu vorbim despre impozitarea salariilor, ci a veniturilor cumulate. Deci, venituri excepționale. Bun, veniturile cumulate. Ce asta? Haideți să o luăm. Venituri cumulate. Ce există, înseamnă? Există o confuzie. Faptul că noi avem cotă unică, mă rog, o singură cotă de impozitare, că nu, și asta e un pic, e progresivă până deducerea aia regresivă la salarii. Cotă unică nu înseamnă globalizare. Nu e adevărat. Cotă unică, noi avem globalizarea veniturilor, adică adunate în declarația, acum îi zice, unică, din 2000, de când s-a introdus impostul pe venitul global. Nu s-a renunțat la el. Numai că, datorită introducerii cotei unice, s-a redus numărul de declarații. De ce? Pentru că se simplifică foarte mult administrarea. Pentru că în momentul în care ai o singură cotă, statul se poate baza în administrare pe reținere la sursă. Uh-huh. În momentul în care o persoană, ce ar însemna cote progresive la o persoană care obține venituri din două salarii? Înseamnă că fiecare angajator îi reține impozitul pe bucățica lui de salariu, uh-huh, și apoi la sfârșit, acum nu are nicio obligație de declara, că e final. Că și anul următor ar trebui să depună o declarație unică în care veniturile astea două să se adune și partea care intră în cota mare de impozit să crească, să plătească o diferență. Asta înseamnă venituri din mai multe surse. Dar astea nu sunt excepționale. Că un om poate să obțină venituri din mai multe surse în mod curent. Că așa e. Așa e viața. Viața nu e în salariu sau nimic. Da, toate discuțiile astea ne fac să ne gândim că dacă la începutul anului am avut de plătit taxe și impozite în plus, din anul 2025 vom avea noi taxe și impozite. Președintele Iohannis spunea ar fi nevoie de altfel de măsuri, dar e an electoral și probabil că se ezită cu măsurile acestea. Ce le spuneți oamenilor care tot citesc că din 2025 va fi mult mai greu din punct de vedere economic și fiscal? Eu le spun așa, să fim foarte atenți la declarațiile astea și să fim critici. Pentru că, da, avem nevoie de mai mulți bani la buget. Am văzut că am căzut la sub 2% din PIB la apărare. Avem o amenințare la graniță. E clar că avem nevoie și pentru educație, și pentru creșe, și pentru grădinițe, și pentru tot. Avem nevoie de mai mulți bani. Acum, pentru asta nu e neapărat nevoie, singura soluție nu e să creștem taxe, ci să îmbunătățim colectarea. Pe cum să ne permitem noi să vorbim ca politicieni, de orice nivel, de creșteri de taxe sau de renunțarea la unui sistem ca cota unică care a funcționat și înlocuirea cu un alt sistem care n-a funcționat și ne-a costat și mai mult, cotele progresive, când noi tolerăm un gap de 36% la TVA. Păi vor să înarmeze ANAF-ul, să se ducă cu arme și pistoale. Au mai avut garda financiară, atunci era 40 gap. Nu era 30. Deci a avut garda financiară, a avut armament. S-a făcut ceva? Făceau ce? Că au desfințat-o și au făcut antifraudă. Pe care, din păcate, și aici uneori, poate din bună credință, vorbesc un pic mai mult, să nu uităm că primul om care a vorbit de evaziune ca amenințare la siguranța națională până 2008-2009, am fost eu. Au introdus-o în lista de amenințări la siguranța națională, au introdus. Domnul Băsescu a introdus. Și de atunci a tot crescut. Nu, ca să ce? Ca să ce? Ca să militarizeze o instituție civilă. Pentru că atunci au detașat pe față oameni din SRI, da, în ANAF. Ceea ce a însemnat începutul unor abuzuri de incredibile împotriva contribuabililor. Pentru că puteau. Păi și acum pot. Și acum pot. Dar ce ține să nu se ducă după ei? Cine fură? Că eu tot îmi pun întrebarea asta. Băi, cine fură? Cum poți să poți să lipsească în 2021, că acum vorbim de mai mult, că am avut inflație și s-a depreciat și nu s-a apreciat euro. 9 miliarde de euro și tu să faci joc de glezne cu roie factura, roie transport. Că vom cumpăra scanere. Cu micro-întreprinderi. Dar ce i-a ținut până acum să cumpere scannerele? By the way, l-au cumpărat? Nu. Da?
avem un instrument care ar elimina frauda mare așa, dintr-o dată. Și ar reduce foarte mult dificultățile de finanțare al, de exemplu, sectorului agricol. Taxarea inversă. Se uită cineva să vadă, adică să nu mai circule TVA-ul între firme. Uh-huh. Da? Că în momentul în care TVA-ul între firme circulă de la cumpărător la vânzător, uh-huh, la buget și înapoi la cumpărător, ce faci? Ai un cash flow. Adică ai o conductă pe care circulă în fiecare moment miliard. Ăsta, cash flow ăsta. Ce s-a întâmplat? S-au mufat niște șmecheri la conducta asta și o scot banii din ea. Taxarea inversă scoate banii din conductă. N-ai nevoie nici de arme, n-ai nevoie nici de DNA, nici de DICOT, nici de ANAF. Pentru că nu mai au ce fura. Da? Da. Zice lumea, dar n-am văzut un studiu, că nu îndeplinim condițiile din directivă. Care, by the way, directiva aia care ne-ar permite taxarea inversă a fost introdusă la presiunea unui ministru responsabil, care după aia a fost și prim-ministru, vorbesc de al Cehiei, care a căutat instrumente ca să, pe lângă informatizare pe care i-au făcut-o cum trebuie, să elimine, să reducă la maxim posibil. Și a cerut proiect pilot, după care a condiționat votul pe directiva ATAD de aprobarea. De fapt a spus că le dă veto, că nu l-au ajutat cu taxarea, da, inversă, și apoi au făcut taxarea inversă cu niște condiții pe care ei nu le mai îndeplineau, dar noi imposibil să nu le îndeplinim. Când întreb de ce n-am făcut-o, nu îndeplinim condițiile. Dar vreau să văd și eu studiul ăla. Puneți-l public. De ce nu îndeplinim noi condițiile? Că eu cred că interes public mai mare de 9 miliarde de euro nu poate să existe. Da? De ce nu facem ceva într-o direcție care să aibă sens? Plus că elimin astăzi jumătate din forța din inspectorii fiscali lucrează pe rambursări de TVA. Pe taxarea inversă ar elimina și rambursările. Dar sărim din una în alta. Asta atâtea de făcut încât, știți cum, toate astea care, toate lucrurile care ne-ar ajuta sunt pe de-o parte motiv de enervare că nu le facem, dar pe de altă parte și motiv de optimism că ăștia care înțelegem care este resursa disponibilă, avem optimism că dacă la un moment dat avem niște decidenți politici care să se uite și la real life și să se uite la ce pot face cu adevărat, fără tot felul de presiuni și... Da? Avem de unde. Sau poate asta este sursa celui mai adânc pesimism, că de atâta vreme nimeni nu poate vedeți, și că nimic nu se mișcă. Apropo de zgomot, de ceață, vedeți că în ultima perioadă toată lumea președinți, doamna președinte, dacă nu vorbește deloc, fostul președinte al ANAF, actualul ministru al de finanțe, vorbesc de facem controle la influencer, la impostarea averilor ce nu pot fi justificate. Pe bune, avem legea asta din 2011. Ea a fost făcută la vremea respectivă de niște oameni care au fost închiși după aia pentru corupție. Ca să înțelegem cum stăm. NAP, pentru că nu a fost făcută cum trebuie, adică nu s-a dat instrumentul, sistemul de referință, a funcționat foarte dificil. Mai mult decât atât. Numai că n-au scris explicit în legislația de atunci că hoțul neprins e negustor cinstit și că hoțul prins plătește precum cinstit, dacă nu s-a prescris. Da? Păi, cum altfel să justifici că la o cotă unică de impozit de 16%, în tu care ești selectat pe cine știe ce analize de risc la control și îți găsește ceva nedeclarat, plătești tot 16%. Asta e mesajul. Hoțul neprins e negustor cinstit, hoțul prins plătește ca cel cinstit. Acum au corectat chestiunea asta. Au făcut-o 70%. Dar oricum nu e așa o problemă, pentru că dacă, cu ce începe inspecția? Cu o notificare de conformare. Dacă îți faci socotelele, plătești tot 16%. Da? Deci, în 11 ani, au strâns la buget vreo 130 de milioane de lei. Păi numai dacă ne uităm la salariile inspectorilor care au făcut verificările astea, de vreo 5 ori mai multe. Adică, cu alte cuvinte, dacă nu se introducea la presiunea FMI-ului această legislație în 2011, România avea o datorie publică mai mică cu vreo jumătate de miliard de lei, pentru că atâta ne-a costat în plus salariile inspectorilor ca să aplice o lege care a fost proscrisă. Mm. Da? Știu ce e de făcut. Știu. Că v-am spus de mutarea contribuțiilor și că mi-am dat demisia.
că l-au răzgândit pe Cioloș. Eu cred că din cauza asta l-au răzgândit în principal. Da. Pentru că în acel proiect de ordonanță de urgență era instrumentul ăla, declarații inițiale de patrimoniu, perioada de conformare voluntară și apoi 75%. Plus transparentizarea în scop fiscal a deținerilor în paradisuri fiscale. Ne ajută puțină istorie. Da? Mulțumesc foarte mult, domnule Biriș, pentru prezența. Eu vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să mai explicăm oamenilor că nu e chiar așa. Trebuie din când în când să înțelegem ce se întâmplă, că dacă se duc oamenii să-și ia mai multe locuri de muncă și se trezesc de la anul că vor fi impozitați mai mult pentru că muncesc mai mult, lucrurile nu prea sunt în regulă. Facem o foarte scurtă pauză, ne întoarcem la analiza evenimentului de astăzi, prezentarea listelor pentru europarlamentare. Ni se va alătura profesorul de științe politice Cristian Preda, a fost europarlamentar în câteva minute. Listele comune pentru europarlamentare depuse de candidații PSD-PNL, domnii Ciucă și Ciolacu au semnat aceste liste pe terasa fostului sediu al USL. Un mesaj suficient de important care le-a dat jurnaliștilor ocazia să spună că se reface USL. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Cristian Preda, ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule Preda, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație. Domnule Preda, vă propun să ascultăm la începutul intervenției dumneavoastră această declarație făcută de Rareș Bogdan, argumentația cum am ajuns să asistăm astăzi la aceste liste din lumi diferite acum câțiva ani. Maria Grapini, lângă Rareș Bogdan, Gabriela Firea și Mihai Tudose și alții, urmărim argumentația lui Rareș Bogdan și revenim. Extremismul își arată colții, iar noi, marile familii europene, reprezentate aici în România de Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, adică IPP și SND, trebuie să fie cele care să dea viitoarea majoritate a Parlamentului European pentru stabilitate și pentru dezvoltare. În plus, face ce se întâmplă în interior, pentru 420 de milioane de cetățeni europeni, avem un război crunt la graniță, un război mult prea aproape de România. Atunci când s-a constituit această alianță, stabilitatea a fost cuvântul de bază, acum stabilitatea și dezvoltarea sunt cuvintele care cu siguranță vor, sperăm, să le dea încredere românilor și aceștia să ne acorde într-un număr cât mai mare votul, pentru că această echipă aflată în spatele nostru este cea mai reprezentativă pentru România, având oameni extrem, extrem de buni pentru a se bate pentru România, pentru o Românie cu capul sus, pentru o Românie care să se afirme într-o Europa extrem de puternică. Sunt absolut convins că lista comună va putea la Strasburg și Bruxelles să negocieze poziții cheie pentru România, să conteze și fiecare vot care va fi de aici înainte pentru orice rezoluție, pentru orice directivă, pentru orice propunere să fie negociată exclusiv cu ajutorul românilor prezenți acolo pe lista comună PNL-PSD care să asigure acea majoritate necesară. Vreau să le mulțumesc reprezentanților celor două partide pentru numărul uriaș de semnături, 1,7 milioane de semnături. Mulțumesc activiștilor PNL și PSD, celor aproape 700.000 de membri și de asemenea românilor care ne-au acordat acest vot. Nu în ultimul rând, celor din Biroul Electoral Central, care în ultimele ore, în ultimele trei zile au procesat aceste date și avem nevoie de echidistanța și de echilibrul lor. Vă mulțumim pentru încredere și aveți toată încrederea că nu vom abandona niciodată dezideratul României de a fi între primele națiuni ale Europei. Cu bunul Dumnezeu înainte, Doamne ajută! Domnule profesor, cum vi s-a părut pledoaria? E un discurs gol, populist și care acoperă problemele principale pe care le pune această alianță, fiindcă a pune împreună Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat pentru alegerile europene înseamnă a limita de fapt dreptul la opțiune politică pentru un număr mare de persoane. Și am să explic de ce. Cele două partide fac la Bruxelles și la Strasbourg fac parte din grupuri diferite și foarte îndepărtate ideologic, nu? Unii sunt la dreapta și alții la stânga. Și nu poți să pui cetățenilor români, nu poți să inviți pe cetățenii români să voteze și cu stânga și cu dreapta, că îți faci joc de ei. Sigur că sunt negocieri între grupuri politice la Strasbourg și la Bruxelles,
oamenii încearcă să găsească niște soluții consensuale, dar fac asta plecând de la faptul că unii de dreapta și unii de stânga. Acum e să cere cuiva care e de dreapta să voteze cu Tudose și cu Grapini și, cu cine, și cuiva care e de stânga să voteze cu Rareș Bogdan. E contradictoriu și puneți-vă în haina celor care sunt membri sau simpatizanți PSD cum să voteze o listă pe nelistă. Mai ales că în același timp, la alegerile locale, aceste două partide prezintă candidați diferiți. Și v-ați mai spun ceva. Domnul Bogdan a insistat asupra faptului că PSD și PNL sunt împotriva extremismului. Păi dacă sunt împotriva extremismului, trebuie să prezinte candidaturi comune la locale împotriva candidaților AUR. Ori ei au pus candidaturi comune doar împotriva candidaților USR. Ei au, cu alte cuvinte, o problemă cu USR, nu cu AUR, cum ne spun în mod demagogic. Deci eu... În declarație a domnului Bogdan, care ascunde, de fapt, miza acestor alegeri. Repet, li se cere cetățenilor români să voteze și cu stânga și cu dreapta. Sigur veți spune, așa era și USL-ul și au și făcut trimitere la USL, numai da. Că atunci aveau pe cineva la putere împotriva căruia luptau. De atunci s-au luat un vot de 60% pentru că și PSD și PNL îl testau pe Traian Băsescu și au cerut un vot împotriva lui Băsescu și au obținut 60%. Acum ce, cer un vot împotriva lui Iohannis? Când par să-l iubească pe Iohannis. Deci, doamnei Șoșoacă care trece care, doamna Șoșoacă e cineva de 3% și care face circ. Da. Ideea că pui cetățeanul român să voteze și cu stânga și cu dreapta ca să oprești pe Șoșoacă e o glumă sinistră. Adică Șoșoacă trebuie oprită cu mijloace legale, nu cu fandosele electorale. Și cum ar putea să reacționeze electoratul în această situație? Zic, unii PSD-și nu o să voteze lista pentru că îi detestă pe peneliștii de acolo și unii peneliști nu o să voteze lista pentru că îi detestă pe PSD-și de acolo. Gândiți-vă numai la București. Păi s-au luptat atâta să nu o pună pe Firea candidat și acum ce fac? Peneliștii din București o vor vota pe Firea? Că au zis că nu o pun pe Firea la primărie, că nu o votează peneliștii. Și acum o votează pentru europene? Hai să fim serioși, că nu sunt chiar proști oamenii, știți? Asta e, deci, domnul Ciucă și Ciolacu, am mai spus, sunt mediocri și nu pricep modul în care se construiește votul. Ei cred că e ca la cazarmă, așa, adică îi spui una care a votat cu PNL-ul având crezuri liberale, votează pe Firea și omul ăla se execută. Dom'le, oamenii sunt cu capul pe umeri și ar trebui bine să se trezească liderii Ciolacu și Ciucă, dar mai e ceva, vedeți, ei și azi au afișat-o în mod foarte clar ducându-se la sediul USL-ului, vorbind de USL, ei își propun să iau un scor de 60%. Și știți de ce își propun să ia 60%? Nu doar pentru că e scorul USL-ului de atunci, dar pentru că în acest moment, în Parlamentul European, PNL-ul are 10 aleși și PSD-ul 9. Dacă adunați 10 și cu 9, vă dă 19, și din cele 33 de mandate care vor fi puse la bătaie, pentru a lua 19 mandate, trebuie 60%. Ori, uitați-vă la resurse de care dispun, nu vorbesc de resurse mediatice, de banii pe care îi trag de la buget și aruncă în presă, uitați-vă la resurse umane de care dispun. Seamănă Ciucă și cu Ciolacu, nu zic cu Winston Churchill și cu Margaret Thatcher, dar seamănă cu Ponta și cu Antonescu, îi vedeți pe acești doi lideri ai partidelor inspirând încrederea pe care la nivel retoric lideri. Nu seamănă, la nivel retoric nu seamănă nici cu Ponta, păi nici cu Antonescu, deloc, da. Păi nu seamănă și de unde se scoate 60%? Eu cred că este o încercare astăzi a ieșit domnul Ciolacu, ne-a spus că viața în România poate fi foarte bună, prețurile plafonate, inflația în scădere. Nu, ce vede lumea este exact contrariu. Deci, iarăși, domnul Ciolacu crede că noi vedem prețurile sorbindu-i vorbele. Nu, noi vedem prețurile când luăm de pe raftul magazinului un produs și observăm că are un preț mai mare. Sau când ne vine factura de electricitate. Sau când vine gazul, atunci e dezastru. Uiți tot și chipul lui Ciolacu când vine factura de gaz. Deci păcălelile astea sunt pentru oameni care nu mai au contact cu realitatea, care trăiesc, nu știu, monahal sau în mijlocul pădurii, care n-au contact cu societatea.
Cine merge la Maghiaj? Sunt șantiere, domnule Preda. Premierul Ciolacu ne spune doar cine nu vrea nu muncește în România, că uitați, avem atâtea șantiere. Probabil un apel și pentru, nu știu, tinerii absolvenți de științe politice sau de psihologie, de sociologie, și ei pot munci pe șantiere, nu? Păi nu, muncim, dar știți, deocamdată sediul în care ar trebui să se mute trei facultăți din universitate e întârziat 4 ani, de când sunt ăștia la putere. Îl chem pe domnul Ciolacu să vadă cum arată șantierele reale. Și cum arată Universitatea București, cum arată Facultatea de Matematică. Da. Sau unde țin orele studenții de la istorie, că au mutat într-un bloc de ăsta de birouri, undeva pe la Armata Poporului, pe acolo. Deci, domnul Ciolacu, deși are vreo 30 de consilieri, e rupt de realitate. Este într-o ficțiune... În fine, e șocantă, dar pe care noi o plătim greu. Cred că o să o plătească și dânsul la urne, pentru că eu mă aștept ca ei să nu facă nici 40% cu calculele astea de care am vorbit mai devreme. Dar, în fine, o vedea. Bun, acum este, a fost momentul de lansare, probabil că vor urma și alte manifestări dedicate lansărilor candidaților în orașele mari. Asta după ce vor trece peste fricțiuni, pentru că, spuneam la începutul acestei emisiuni, sunt lideri ai PNL care vorbesc despre o agresiune fără precedent pe care PSD-ul o lansează la adresa membrilor lor de partid. Da. Da, acum circ și poleială se pot amenaja. Că repetau banii de la buget, facă milioane și milioane pe activitatea de partid, nu pe ce înseamnă politici publici, adică politici în serviciu cetățean. Dar la un moment dat circul și poleala se termină, știți? Și omul e pus în fața unor alegeri, unor decizii. Nu? Și din nou întreb, cum votează un liberal din București pentru lista pe care se află Maria Grapin? Ce să-l convingă? Ce l-ar putea convinge? Ce îi face unui om care are credințe liberale, are o profesie liberală, a votat PNL, ca să o voteze pe Maria Grapin? Serios vorbesc, e o întrebare la care aș vrea să am un răspuns. Maria Grapin, despre care am aflat astăzi că va candida pe listele Partidului Social Democrat, adică Rareș Bogdan ne-a zis, domnule, la noi nu e, o fi la PSD, că altfel e ilegal să candideze la europarlamentare. Aici e ceva foarte interesant, pentru că doamna Grapini este membră a partidului condus de Piedone. Piedone. Da, da, da. Deci, Popescu Piedone este adversarul acestor partide la București, da? Și doamna Grapini este candidata acelorași partide, inclusiv în București. Da. Păi ce ceri liberalului să facă? Să voteze cu Grapini și nu cu Piedone? De ce n-ar vota invers? Domnule Preda, vă mulțumesc foarte mult, vă aștept în studio pentru că există situații savuroase, situații electorale savuroase în acest sezon. Facem o foarte scurtă pauză și revenim cu analiza ultimelor sondaje.